Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit la actualitatea. Toți miniștrii cabinetului au trecut cu brio evaluarea premierului. Ce surpriză, ce surpriză! Nu doar că sunt păstrați toți, dar Ciucă are numai lucruri bune de remarcat despre ei. Să nu credeți că a catadixit să facă asta în persoană, să ne spună două vorbe despre ce a constatat. Nu, ne-a trimis un foarte lung comunicat de presă, de un umor involuntar desperiat pe alocuri. Am trecut peste criza sanitară, am stabilizat criza energetică, acum gestionăm efectele războiului, ne spune comunicatul. Aproape că îți vine să spui, ați făcut deja prea mult, vă rugăm, nu ne mai ajutați, e mai sigur pentru toată lumea. Despre ce nu spune guvernul în comunicatul de astăzi, discutăm noi imediat. De la ministrul sănătății, prezența altminteri foarte rară în peisaj de câteva luni încoace, vine un semnal de alarmă. Am putea ajunge din nou la 10.000 de cazuri de COVID pe zi în luna august. Cauza, o nouă subvariantă, afectează și persoanele vaccinate și pe cele trecute prin boală. La ce măsuri se gândesc autoritățile, vă spunem ceva mai târziu. Și tot astă seară, din nou despre haosul de pe aeroporturile Europei. Unele companii sunt atât de depășite de situație, încât le cer pasagerilor să-și rezolve singuri problemele legate de cazare, continuarea călătoriei cu alte mijloace sau întoarcerea acasă. Detaliem în emisiune. Premierul Nicolae Ciucă, vă spuneam, pare mulțumit de activitatea tuturor miniștrilor din executivul pe care îl conduce. Astăzi s-a făcut în scris bilanțul celor 7 luni care au trecut de la instalarea la Palatul Victoria. La 6 luni erau ocupați cu altceva, l-au făcut la 7 luni, de altminteri cu foarte puține discuții propriu-zise despre miniștri. Premierul Nicolae Ciucă afirmă că a făcut evaluarea de etapă a membrilor cabinetului pe baza a 10 criterii și că mizează pe stabilitatea echipei de miniștri, așa că nu desemne că ar schimba pe cineva. Susținerea românilor este fundamentul pe care putem construi mai departe, iar stabilitatea echipei de miniștri oferă garanția că vom acționa în continuare responsabil pentru atingerea obiectivelor cetățenilor noștri și pentru continuarea procesului de modernizare a României, a transmis premierul Nicolae Ciucă printr-un comunicat de presă. Șeful executivului mai explică faptul că miniștrii au fost monitorizați în îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR și nu are motive să fie nemulțumit. Am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat că fiecare membru al cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR. Aceeași importanță am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziția României prin cadrul financiar multianual 2014-2020. Modul în care resursele naționale și europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor și dezvoltării comunităților este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale, a mai afirmat premierul. În coaliție însă lucrurile nu stau chiar atât de simplu. De multe ori PSD s-a arătat nemulțumit de unii miniștri liberali, iar la rândul lor liberalii au arătat cu degetul spre miniștrii socialdemocrați. Capete de listă au fost Adrian Câciu de la Finanțe și Virgil Popescu de la Energie. Primul a fost criticat în dese rânduri de PNL pentru împrumuturile la dobânzi de peste 9% pe care le face statul și pentru că nu a oferit niciun răspuns concret pentru stoparea creșterii prețurilor la energie, gaze și carburanți. Dincolo, Virgil Popescu este atacat din toate pozițiile de partenerii de la PSD. Ministrul Energiei este acuzat chiar de liderul PSD, Marcel Ciolacu, că actuala criză la energie și carburanți ar fi și din vina lui. Invitații noștri, deputatul Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al PNL, bună seara. Ionuț Simionca, secretar general PMP, bună seara. Bună seara. În legătură cu noi, Cristian Zeidler, deputat USR, bună seara. Și analistul politic, Ciprian Purice, bună seara. Mulțumesc domnilor tuturor. Bună seara. Domnule Stroie, chiar așa, nicio vorbuliță de critică pentru nimeni din guvernul ăsta? Nici pentru domnul Popescu cu energia, nici pentru domnul Câciu de la Finanțe, care nu apare deloc. Cu siguranță se poate mai bine. Cu siguranță este loc pentru mai bine. Dar acum evaluarea, să știți, aparține primului ministru. Întreaga echipă guvernamentală are totuși niște rezultate incontestabile. Sunt 7 luni, să știți, în care ne-am ivit cu situații pe care cred că nici nu le-am fi putut imagina în momentul preluării guvernării.
Sunt 7 luni în care s-au luat enorm de multe măsuri comparativ cu alte guvernări în alte perioade. Sunt 7 luni în care, chiar dacă a existat un stres permanent și a trebuit să se lucreze la foc automat, sunt câteva chestiuni concrete pe care le putem defini ca și obiective îndeplinite. Primul dintre ele este legat de faptul că suntem la zi cu janoarele din PNRR. La fel putem aminti o creștere a absorției fondurilor europene cu 7%, o creștere a investițiilor străine cu 34% comparativ cu anul trecut. Ne putem gândi la o foaie de parcurs completă în ceea ce privește aderarea la OECD. Suntem pregătiți din punct de vedere al securității și știți foarte bine, mai mult ca oricând, diplomația românească, într-un efort susținut, a transformat România într-un pilon de stabilitate în zona regiunii. Avem o lege offshore pe care ne-am dorit-o de foarte mulți ani, am reușit acest lucru. Există un nou cod fiscal, sau cel puțin în dezbatere publică în momentul de față. Sunt câteva măsuri pe care le-am luat în legătură cu plafonarea prețurilor și evoluția extrem de accentuată la vremea respectivă în zona gazului. Urmează acum, și ați văzut foarte bine, măsuri luate privind prețurile carburanților. Deci lucruri pe care guvernul le-a și bifat în aceste 7 luni de zile. Asta este decizia premierului. Încă o dată subliniez, sigur că este loc și de mai bine, dar pentru a păstra această stabilitate la nivel politic și la nivel instituțional în zona guvernamentală, eu cred că e mai bine în felul acesta. Cristian Zeidler, la cine vă așteptați să apară o biluță neagră cât de mică? Nu mă așteptam. Și vă spun și de ce. Ce notar putea să dea la engleză un profesor care nu știe limba engleză, dar un profesor de limba română care el însuși nu știe limba română? În primul rând, ca să poți să faci evaluarea celorlaltora, ar trebui să ai tu niște competențe. Iar cel puțin la capitolul integritate, premierul Ciucă este repetent deja. Să îți aranjezi, și accentuez, să îți aranjezi o metodă de interloc. Pentru că metoda coperților este una de interloc, ca un judecător. Să-ți aranjeze dosarul. Trebuie să aduceți probe că a aranjat Ciucă personal chestia asta, știți foarte bine. Nu. Regula. În momentul în care nu spui nimic despre asta, deși e dovedit în mod public că s-a folosit metoda clasică cunoscută și tu ca premier nu ai de spus nimic despre asta, taci mâlc, în momentul ăla ești la fel de vinovat ca cel care a făcut-o pentru tine. Și premierul României tace mâlc, nu spune nimic nici despre asta, nici despre legile justiției, nici despre avertizorul de integritate, pe multe alte subiecte. O să-l muresc eu, dacă le auzi în lingură. În felul acesta, să ai un premier care evaluează pe alții și le dă la toți 10, asta înseamnă că el însuși nu știe nimic. N-are rost să intru acum să vă spun despre fiecare ministru în parte, să vă explic cum ministrul muncii ne promitea tichete pentru elevi, n-a mai spus nimic despre asta, despre evaluarea sistemului de pensii trecut ca în programul de guvernare cu termen de 120 de zile, evaluarea sistemului de salarizare, nimic din toate astea. Să vă spunem despre cum se împrumută Ministerul de Finanțe mai mult și mai scump decât reproșeau guvernărilor anterioare? Să vă spunem despre cine? Despre Ministerul Transporturilor, unde se ratează termene la PNRR? Despre Ministerul Apărării, care anulează licitații pentru drone în această perioadă de instabilitate la granița noastră? Despre ce minister să vă mai spunem? Dar cine să evalueze? Un premier repetent el însuși la integritate în primul rând. E pe bază de stabilitatea coaliției, domnule Simionca? Adică să nu supărăm pe nimeni, nu facem nimănui niciun reproș? Eu cred că această evaluare trebuie să o facă românii, în primul rând. Că noi simțim greutatea deciziilor guvernamentale. Ce a uitat să spună primul ministru, și eu cred că dumnealui nu e informat. Adică colegii de guvernare și colegii de partid, eu vă spun sincer că dumnealui nu știe datele astea. Nu, să întâlnesc cel puțin o dată pe săptămână. Eu vă spun că dumnealui nu e informat. Păi, dumnealui nu ne-a spus. Lăsă la o parte că ei ar trebui să fie în contact tot timpul, nu? Dumnezeu. Eu cred că dumnealui trebuie să ne spună că în ultimul an s-au angajat la stat 32.000 de angajați. Dumnealui trebuie să ne spună că noi ne-am trecut pragul de 50% de împrumuturi. Dumnealui trebuie să ne spună că România se împrumută cu cel mai mare rată de dobândă, cu 6%. Dumnealui trebuie să ne spună câteva lucruri bune, că a vorbit cu actualii miniștri și că va reduce acciza la motorină cu 50% și TVA-ul la motorină ca să plătim mai puțin, nu 50 de bani la pompă.
pe litru de motorină. Deci astea erau lucruri pe care noi le-am așteptat. Dumnezeu nu trebuie să anunțe o evaluare. Trebuie să zică, dragi români, evaluați activitatea noastră. Am văzut acolo un comunicat de presă că încrederea românilor este un pilon de bază în ceea ce privește guvernarea actuală. Păi s-a făcut un sondaj de opinie pe actualul guvern să vadă câtă încredere mai au românii? Când motorina e aproape la 10 lei, când toate s-au scumpit, când contractele la electricitate, știți că am avut acel an în care ai putut să-ți alegi cu ce firmă merge, acum vin contractele la electricitate de 6-7 ori mai mari. Unde, în ce țară avem trebuie? Eu nu înțeleg această evaluare și domnul Seidler a fost destul de politicos în ceea ce privește criticarea miniștrilor. Dumnealor au fost și ei la guvernare și știu că PNL-ul a fost partener cu USR. Poate să spună mult mai multe lucruri, dar a fost destul de reținut în ceea ce privește realitățile vieții cu care noi românii ne batem în fiecare zi, de care noi ne lovim, greutatea pe care au românii. Criza în această evaluare n-am văzut despre faptul că se va raționaliza gazul, că românii nu au suficiente rezerve, că nu se extrage suficient gaz din Marea Neagră. A crescut consumul de gaz cu 15%, dar cât de adevărată e că circulă într-adevăr o informație insistentă în ultimele ore despre raționalizarea consumului de gaz pentru operatorii industriali de la iarnă. O să vedem. Că oamenii ăștia din alt film. Da, Ciprian Purice, era mai bine să fie evitată orice mențiune la echipa guvernamentală, dacă tot ne-am ales cu comunicatul ăsta fluviu, care a făcut un pomelnic al realizărilor, dar a spus foarte puțin și foarte aluziv ceva despre echipa guvernamentală, de fapt. Ne-a zis mai nimic, ne-a zis ceva despre stabilitate, despre integritatea echipei, despre o coaliție care funcționează unitar, lucruri din astea generale, așa. Și cele mai importante lucruri, dacă îmi permiteți, pentru că eu din comunicatul primului ministru am înțeles nu că toți miniștrii au luat 10, cum a înțeles domnul Seidler, ci că toți miniștrii au luat cel puțin 5. Adică că au luat notă de promovare, nu că au fost cu coroniță. Pentru că să nu uităm, obiectivul fundamental este să nu demarăm și un război politic în România cu un război pe bune la granițe. Adică eu aș întreba pe colegii din platou, ce ați vrea? Să aruncăm iarăși România în criză politică, să demisioneze primul ministru, să depunem moțiune în centru? Adică ce urmărim? Că până la urmă primul ministru asta a spus, de parte mie să iau apărare, l-am criticat mereu, dar obiectivele fundamentale ale guvernului României astăzi este să aibă stabilitate și să funcționeze bine coaliția. Păi și ce? Faptul că remaniezi un ministru sau faptul că punctezi niște neîmpliniri, niște lucruri care se pot face mai bine, chiar domnul Stroia a zis asta mai devreme în platou, ducea la un război în coaliție sau la instabilitate sau la șubrezirea României în războiul cu Ucraina? Aici se face o confuzie, dacă îmi permiteți. Aici se face o confuzie. La adăpostul stabilității coaliției se cauționează toate greșelile individuale ale miniștrilor. Adică, de ce să considerăm că ar putea afecta stabilitatea coaliției dacă, de exemplu, domnul Virgil Popescu, care este cel mai slab ministru din ultimii 3 ani, de exemplu, din toate guvernele, ar pleca acasă. Păi asta am întrebat și eu. Ce s-ar rupe coaliția? Sau domnul Căciu, că am auzit că domnul Căciu nu convine colegilor de la PNL. Deci, nu cred eu, lucrurile trebuie puse în prioritate. Adică, coaliția rămâne în picioare, stabilitatea politică este fundamentală în aceste momente, dar anumiți miniștri sau șefi de agenții guvernamentale care sunt ineficienți trebuie să plece acasă. Și mai e ceva de spus. Remanierea, din câte am aflat eu, se amână pentru la toamnă. Motivul principal fiind că încă nu s-au făcut evaluările la partide acolo unde trebuie să se și facă, adică trebuie să existe și o evaluare la nivelul PSD, a miniștrilor PSD, o evaluare la nivelul PNL, a miniștrilor PNL, plus că un foarte bun colaborator al domnului Ciucă, domnul Hăpău de la Informațiile Militare, a trecut în rezervă și probabil domnul Ciucă încă n-a știut exact, era și cureaua de transmisie cu Cotroceniul, n-a știut exact ce decizii se iau urmând pentru toamnă să se aplice remanierea. Evaluările se vor face la toamnă,
Pentru că la toamnă, când va fi greu, când românii nu vor avea bani să plătească gazul, nouă lemne de foc, cineva trebuie găsit vinovat. Nu, Simeon, că dacă te informați... Adică o să fie aruncat de sacrificiu cineva. Știți cât costă un metru cub de lemn, domnule deputat? Eu v-am spus că... Nu, eu vă spun, la mine costă 700 de lei. Numai certitudini, știți tot ce se va întâmpla, știți detalii... Păi nu știm, dar știm de realitate trăiri. Ziceți-ne noastră... Cunoașteți care e barometrul opiniei publice la care sunteți repetența, popor, n-ați mai intrat în Parlamentul României. Ăla este adevăratul barometru, în modul când și prin care ești... Guvern cu faptul că PMP-ul n-a intrat în Parlament. Asta e bună, am trăit sau și pe asta. Un lucru care vă place, pentru că vă place să lucrați cu certitudini. Dumneavoastră ați vorbit până acum despre situații de care habar n-aveți. Deci nu se poate vorbi de o raționalizare a gazului. Asta e una din idei pe care dumneavoastră ați emanat-o acum vreo 5 minute. În niciun caz, ba mai mult decât atât. Nu e emanat acum 5 minute, informația a circulat de-a lungul zilei și vine din surse politice. Premierul a asigurat în această iarnă, a asigurat pe toată lumea că în această iarnă resursele și rezervele României ne vor fi suficiente pentru a traversa iarna cu consumul casnic asigurat. Într-adevăr, există o discuție și dumneavoastră foarte bine ați corectat ceea ce spunea dânsul ceva mai devreme, în ceea ce privește consumul industrial, unde până în momentul de față cam 90% din necesar este asigurat, urmând a se găsi surse alternative pentru cele 10%. În cazul în care, pentru că s-a luat în discuție și acest scenariu, cel mai sumbru, pentru că ne confruntăm cu crize succesive, în cazul în care nu se vor găsi și acele 10%, se poate vorbi despre o realocare, o reașezare acestui consum industrial, astfel încât această povară să fie împărțită între toți marii consumatori. Asta nu mai stabilitate, nu sună pentru lucrul de afaceri. Dar atenție, există o foarte mare diferență între ce spunea colegul de platou cu consumul raționalizat casnic și ce am explicat eu acum. N-a spus. V-a corectat moderatorul. Dar haideți să trecem la următoarea certitudine pe care o aveți. Care e certitudinea? Care e certitudinea? De fapt că niciun ministru nu se schimbă pentru că niciun ministru nu are carențe, restanțe, imagine proastă și așa mai departe. Să ieșim pe stradă, să întrebăm niște oameni. Încă o dată subliniez ideea pe care s-a mers, cea a stabilității actului de guvernare și, bineînțeles, și a componentei politice. Ne aflăm într-un moment extrem de delicat. Ne aflăm în vacanță parlamentară. Ne aflăm într-un moment în care, știți foarte bine, se lucrează la foc automat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și la nivelul tuturor ministerilor care au de-a face cu cea mai mare oportunitate pe care o avem PNRR în acest moment, iar acesta este definit ca prin criteriul de premier în evaluarea miniștilor. Eu cred că asta a fost gândirea în momentul în care s-a socotit că ar fi mai bine să se meargă, continuitatea asigurându-ți oarecum stabilitatea și depășirea acestui moment. Domnule Zaile, știu că întrebare la USR, doar o secundă că suntem cu asta cu PNRR-ul și... din PNRR atrași până în acest moment? Păi deja s-au tras cele 3 miliarde, știți foarte bine, s-au făcut deschiderile. Pe ce i-ați urmează? Hai, domne, vedeți-vă de... informați-vă, decât să veniți în emisiunea acum să povesti pe ce v-ați cheltuit, pe ce ați putut. Eu am altă curiozitate, domnule Zaida. Știu că monitorizați, aveți o platformă de monitorizare la USR acolo în privința angajamentelor. Termenul era 30 iunie pentru unele dintre ele. Monitorizarea voastră se pupă cu a premierului? Nu, monitorpnrr.eu se numește site-ul în care oricine poate citi cu argumente pe fiecare jalon în parte, sunt îndeplinite 16 și sunt în întârziere 11 dintre ele, ca să nu spun că abia dacă au fost îndeplinite și unele chiar n-au fost îndeplinite dintre jaloanele de la termenele anterioare, sigur au fost declarate victorii pe linie de către guvern, dar adevărul este că nici până în ziua de astăzi nu sunt îndeplinite. În schimb, guvernul are noroc pentru că raportul final va veni doar la final de an și până atunci mai pot trage, cum se spune în stil românesc, mâța de coadă. Dar vreau să mai spun o singură frază. Atunci când vii și spui în spațiul public, credeți-ne, de la nivel guvernamental vă spunem că, și urmează orice afirmație, e total decredibilizată, cel puțin din două motive. Unu, credeți-ne că până la 1 iulie toată lumea va primi care îndreptățită acele etichete sociale. S-a dovedit a fi o minciună. Nu că toată lumea, abia a început și pentru a cincea parte din oameni au ajuns deja banii. Și doi, avem în fruntea guvernului un premier care ne spune că în România nu se produce motorină. Credeți-l, vă rog, pe premierul care vă spune că în România nu se produce motorină. Sigur că se produce. Dar dânsul atâta știe. Deci cum să-l credem pe el sau pe oricare altul din guvern când el nu știe lucruri de bază?
Dumneavoastră suspectați că la premier n-ajung lucruri dinspre ministere sau că nu există o relație formată între șeful echipei și membrii echipei, ca să înțelegem despre ce vorbim? Eu nu fac o analiză a modului în care lucrează în interior guvernul. E treaba celor din coaliție. Apropo, rostul politicii nu este să asigure stabilitatea coaliției, ci stabilitatea țării, care sunt două lucruri total distincte. Eu spun doar că din afară în sensul că din afara guvernului, ca cetățean român de pe stradă, observ că acest guvern are în fruntea sa un plagiator care nu spune nimic despre o făcătură evidentă și grosolană în propriul dosar și care nu știe că România produce motorină, ba mai și afirmă decât că România... Să repetați obsesiv și maniacal această frază. Puteți contribui, eu vă cunosc, eu sunt sigur că puteți contribui la această discuție cu mai mult decât a repeta maniacal punctajul de partid. Spuneți lucruri concrete, puteți contribui, domnule Sedl, vă știu foarte bine, mai mult decât a arunca cu jigniști. Da, chiar, domnule Stroie, de ce premierul preferă să nu elucideze nimeni din țara asta subiect acuzațiilor, nu-i zicem plagiat, acuzațiilor de plagiat. Există o anchetă în curs. Păi nu mai există o anchetă în curs. Au fost judecători, au avut grijă să anuleze orice anchetă în curs. Dar cum puteți spune că premierul este interesat să blocheze? Sau eu întreb doar de ce nu e interesat să aflăm adevărul. El și-a oferit sau toată disponibilitatea. De ce nu discută public lămuri, despre acuzațiile astea? A dat explicații publice. În ce context a făcut acea lucrare? Cum s-au cules datele din teatrele de operațiuni unde a fost? Când s-a realizat? A fost mai reală. Mult decât deschis în această anumită. Nu-i deloc cea mai mică problemă, iertați-mă. Poate că e cea mai mică problemă pentru capacitatea unui premier de a conduce țara. Dacă imaginea e o problemă. Asta e prima problemă în piramida nevoilor populației române. Nu, domnule Stroie, da, știți cum e. Nici justiția nu era prima problemă când se protesta în Piața Victoriei. Nici principiile nu sunt prima problemă în viață, dar ne... Uitați-vă cu ce ne confruntăm. Ne fac să avem coloană vertebrală. Dacă tot e să ne raportăm la ceea ce spune poporul, cercetările sociologice, evidențiată cu totul alte nevoi și probleme decât acest moft pe care USR-ul totul aduce în discuție. Nu e furtul intelectual, domnule. Dumneata pui ștampile pe situații de care habar nu ai. Deci vorbesc despre lucruri. Dar ce e un moft? Dar ce e un moft, domnule Stroie? Ce este un moft, de fapt? Păi la ce vă referiți? Păi asta spun. Este incomparabil această situație cu ceea ce, într-adevăr, e nevoie în acest moment și ceea ce dezbatem. Am pornit de la discuții legate de prețul carburanților. Putem avea într-o țară dezvoltată din secolul 21 mai multe nevoi simultan? Nu, dar puteți ne dați repeta, voie să ne preocupe și acuzațiile de plagiat și benzina? Fiecare seară emisiuni și... cu teza domnului. Nu, zic domnului, pe noi, pe cetățeni, ne pot preocupa mai multe lucruri în același timp? Atunci nu vă mai raportați și benzina, și mâncarea, și plagiatul, și mediul, și clima ne pot preocupa? Avem voie să ne preocupe? Cum să nu? Sau trebuie doar să ne focusăm doar pe una? Uitați-vă în judecătorii de plagiate sau de doctorat. Dar nu despre asta e vorba. Nu ați înțeles situația. Putem discuta despre mai multe lucruri. La fel cum și premierul are un guvern format din mai multe ministere, pe mai multe paliere. Repetitiv al USR-ului, în condițiile în care vorbim de o guvernare care trebuie să asigure... Motorină, se produce în România sau nu, domnule Stroie? Aveți grijă ce răspundeți, că s-ar putea să contraziceți pe premier, care vă e președinte de partid. Deci se produce sau nu motorină în România, domnule Stroie? Repetați la infinit, vorbiți singur. Vă spun. Ciprian Purice, cât de important... E a treia oară când spuneți același lucru. Vă rog frumos, v-am spus că puteți mai mult. Cât de important e Ciprian Purice pentru imaginea premierului, pentru capacitatea sa de a proiecta încredere în echipa guvernamentală subiectul ăsta cu acuzațiile de plagiat? E fundamental. Orice plagiatul e furt intelectual. Nu e plagiat. Suspiciuni de plagiat. Bun. Da, asta spun. Plagiatul în general e un furt. Nu e, nu poate fi considerat mai puțin important decât furtul din fonduri publice, de exemplu. Dar, până la urmă, avem o instanță judecătorească care încă n-a fost contestată, care a spus că domnul Ciucă nu a plagiat. Adică, mai mult de atât, ce să facem? Cu toți am sperat să aflăm mai multe. Domnul Ciucă ne-a spus cât a considerat dumnealui că poate să ne spună sau că știe să ne spună. Judecătorii au spus că nu a plagiat. Ce să facem acum? Exact ca atunci când contraziceam instanțele, când condamnau vreun mare politician. Judecătorii au anulat niște sesizări ale unor instituții spunând că ar destabiliza țara și ar oferi muniție politică adversarilor. Și fiind vorba de persoana premierului, ar avea de suferit
stabilitatea României. Asta pe principiul ăsta iertăm pe toată lumea de orice trăsnaie pe care a făcut-o. Adică, păi, asta zic. Mergând la extrem, avem un punem un hoț acolo și nu l-anchetăm că afectăm stabilitatea țării. Nu, da, n-are nicio sunt legătură. Sunt sesizate inspecția judiciară și CSM-ul în legătură cu deciziile astea judecătorilor. Să vedem ce este de acolo. Deciziile, da. Să așteptăm deciziile instanței și atunci ceea ce trebuie noi să repetăm este că atunci când vom avea un verdict final care ne va spune dacă domnul Ciucă a plagiat, să-i cerem domnului Ciucă ca în secunda 2 să-și dea demisia. Asta trebuie să facem, cum a procedat domnul Chesnoiu de la Agricultură, în momentul în care a apărut comunicatul DNA privind anchetarea dumnealui și a depus demisia. Asta este o practică pe care trebuie să o împământenim în sistemul nostru de stat. Da? Domnule, la cea mai mică suspiciune, pleci acasă, dacă ești curat, te întorci înapoi pe funcție. În privința bătăliei politice de la noi, haideți să fim serioși puțin. Evaluările miniștrilor le știm cu toții. S-a și vorbit în spațiul public. Care sunt miniștrii slabi în frunte cu domnul Virgil Popescu, care nu vrea să ia măsuri concrete pentru combaterea creșterii prețului la carburant și criza din energie, care, ce să vedeți, o să vină iarăși o iarnă. Să vedem cum trecem și peste aceasta. Mai sunt și alți miniștri cu probleme. Adică, nu cred eu că trebuie să ne raportăm strict la coordonatorul echipei guvernamentale sau la coordonatorul din partea cealaltă a echipei guvernamentale, la domnul Ciolacu, fără să vorbim de acești miniștri. Că până păi la urmă... ei fac obiectul evaluării. Eu de-aia mă așteptam ca domnul Ciucă să menționeze măcar niște lucruri care se pot îmbunătăți, dacă nu să critique din prima... la 6 luni, mă rog, 7, că am zis că au întârziat un pic, pe membrii echipei, dar măcar să spună niște lucruri. Sunt miniștri care... păi, probabil și-au învățat lecția din colaborarea cu USR, care de fapt de aici s-a desprins de la evaluarea miniștrilor, și va avea loc o evaluare în interiorul partidelor și în interiorul coaliției, după care să ne anunțe remanierea. Nu se poate face altfel, pentru că nu e corect din punct de vedere al colaborării în echipă. Da, uite, aici nu mai contraziceți pe domnul Purice că e subiectul ministrului finanțelor chestiunea cu prețurile la carburanți. Că v-am văzut spunând insistent vreo 2 săptămâni la rând, domnule, nu mai dați vina pe Popescu cu plafonarea sau cu compensarea prețurilor la benzină, că nu-i treaba lui. Păi țin aceste măsuri de fiscalitate sau țin de energie? Păi asta zic. În condițiile păi în care de energie. Vorbești, în condițiile în care vorbești de TVA... TVA. Nu. TVA, reducerea TVA-ului. Mă contrazic, domnule Stroie. Hai, mă contraziceți. Păi, contrazic, cu tot respectul. Contraziceți-mă, haideți. Statul român, prin Ministerul Energiei, care e condus de Popescu, Virgil Popescu, da? Deține 44% din Rompetrol Rafinare. Haideți să vă explic puțin ca să înțelegeți, că duceți discuția în altă. Lăsați-mă să închei și după aia îmi explicați dacă mai aveți spun, ce. Da, vă spun, dar vă vorbiți despre cu totul altceva. Încheiați-vă ideea, dar nu vă duceți la alta ca să primim și explicația, vă rog. Da, 20% din OMV Petrom, prin, deci tot la fel, statul român. Domnul Popescu putea merge în conducerea acestei două companii în calitate de acționar și să propună un profit al acestor companii de 5%, de exemplu, pentru anul ăsta și anul următor. Exact ca și cum noi doi, domnul Stroie, dacă am avea o firmă, deși nu o să avem niciodată, ne-am propune să avem un profit de 5% la anul. Este perfect legal, perfect fezabil. De ce n-a făcut-o? Să nu mai vorbim de profitul de la Hidroelectrica, unde statul e acționar 100%. Bun, aia e altă discuție pe care Virgil Popescu trebuie la să o rezolve. La vremea respectivă, toate discuțiile în spațiu public s-au purtat în jurul unor decizii cu impact în prețul carburanților. Ipoteza diminuării TVA, evident, era legată de ce ar însemna acest lucru la nivel de încasare TVA din zona Ministerului de Finanțe. Diminuarea accizei, la fel, Ministerul de Finanțe trebuia să vină cu o analiză la vremea respectivă, să evidențieze cât am fi putut pierde în condițiile în care am fi diminuat acciza. Plafonarea prețului ar fi fost urmarea unui calcul pe care același Minister de Finanțe trebuia să-l facă pentru a evalua efortul bugetar al statului pentru a compensa... Și nu le-a această... făcut Ministerul de Finanțe toate lucrurile astea? Păi asta vreau să spun. Păi Ministerul Energiei în momentul în care Ciolacu vine de dimineață până seara și zice ideea noastră cu plafonarea era mai bună, ea trebuia pusă în aplicare, n-a făcut cuciu nicio estimare? S-au expus toate variantele, de la cele maximale la cele minimale, s-a ales împreună în coaliție această decizie.
de a realiza această schemă cu efort comun, atât în zona producătorilor, cât și în zona guvernului, 25 Bun. De bani. Și domnul Popescu, așa cum întreabă domnul Ciprian Purice, a vorbit cu companiile și a zis, măcar ca scenariu de lucru, nu vă întreb, a vorbit și a zis... La 20% într-o societate poți impune decizii. Domnule Stroie, dar la măcar să propună, nu vă supărați. Doi la mână. Vreau să-i văd pe cei de la OMV Petrom cum resping propunerea acționarului de 20% și preferă să aibă, să facă profit miliarde pe sărăcia românilor. Cei de care vorbiți dumneavoastră și-au manifestat totala disponibilitate în a diminua cei 25 de bani din zona profitului, la fel ca toate celelalte companii, și sunt de salutat în acest demers, pentru că nu i-ai fi putut forța în niciun praful de pe tobă. Și cum să vă spun, există un apel public pe care, să știți, nu numai șeful Guvernului României l-a făcut către aceste companii, dar se întâmplă oriunde în lume în aceste momente de dificultate. Adică a apela la solidaritate nu e un neapărat praful de pe tobă. Aceste companii care sunt private ar fi putut să fie flexibile, să fie rigide la apelul. Înțeleg că e în discuție suma, dacă se putea mai mult decât 50 de bani. Mai facem... Sau mai mult decât 25 nu, de bani pentru companii. Puțin, că nu m-am făcut înțeles. Un angajament comun. Domnul Stroie, această abordare de care vorbiți dumneavoastră ar fi avut perfectă logică dacă statul român nu deținea acțiuni în aceste companii. Da? Dar din moment ce statul român deține acțiuni, poate interveni în conducerea companiilor. La Rompetrol Rafinare, care rafinează peste o treime din carburanții care se vând în România, statul român are 44%, kazahii au 48%. Nici kazahii n-au majoritate. Deci se putea face ceva, dar nu am văzut. Știți cine reprezintă statul român în Consiliul de Administrație la Rompetrol Rafinare? Nu. E finul familiei Reghe, că am fost consilier al Monica Anisie, specialist în impresariat de fotbal. Vă pune cu oamenii ăștia, vreți să facem noi performanță în prețul carburanților? Am să mă interesez, nu știu despre ce. Bun, deci de la domnul Câciu, ziceți, au venit variante. Domnul Câciu s-a proclamat un furnizor de opțiuni, de altfel. Cred că e ministrul finanțelor, cam penultima declarație a domnului Sălă. E ministrul finanțelor, da. Orice fel de chestiuni cu impact bugetar trebuie să evaluate de ministerul pe care îl conduce. Și atenție foarte mare, pentru că se tot vorbește în emisiunea asta, evaluare nu trebuie neapărat echivalat cu remaniere. Nu, am și spus, dar adică, în momentul care evaluezi pe persoană cu persoană... S-a creat o așteptare publică, evident că anumiți membri ai guvernului care au fost implicați în fel de fel de decizii extrem de greu de luat la vremea respectivă, care au generat și oarește interes sau poate chiar dialog mult mai încins în spațiul public, erau printre cei vizați. Acum, eu nu vreau să-i apăr pe aceștia, dar asta a fost agenda guvernamentală. Poate cel de la cultură sau cel de la sport sau cei care sunt mai puțin vizibili. Dar în momentul în care vii și spui în acest comunicat, care, apropo, se cheamă Stabilitate, Siguranță și Dezvoltare, 7 luni de guvernare, nu știu dacă rima e involuntară sau a fost căutat acest efect jucăuș, n-are importanță. Ideea e că în acest comunicat, domnul Ciucă, prim-ministru, zice, am trecut împreună peste criza sanitară, am stabilizat criza energetică, iar acum am gestionat și avem sub control efectele pe care România le resimte ca urmare a războiului din Ucraina. Nu era normal ca la afirmațiile astea să vii cu niște note? Cum adică am trecut împreună, am stabilizat? Păi, dar numai noi știm, cetățenii acestei țări, cu câte hopuri, sudoare, nervi, controverse, inclusiv între partidele din coaliție, s-a trecut peste toate subiectele astea. Să vii și să spui am trecut ca și cum le-am rezolvat așa... S-a trecut peste subiecte, dar nu s-au rezolvat problemele. Adică măcar genul ăsta de evaluare puteam să face. Dom'le, am întâmpinat niște dificultăți în sectorul energetic, ne-a luat 4 luni să descoperim cum se compensează, să se contrazică ministrul energiei cu el însuși. Lucrurile astea nu meritau spuse. S-au trecut peste subiecte, dar nu s-au rezolvat problemele. Ministrul Energiei trebuia să plece de foarte mult timp. Pentru că, de exemplu, Hidroelectrica, care e o companie de stat 100%, ei fac profituri pe spatele nostru românilor. Aici statul poate să coordoneze, poate să reducă. Da? Sunt facilități de producție de energie pe cărbune care sunt închise. Sau, dau un exemplu, vor să vândă termocentrala de la Mintia. Da, și vine iarna și oamenii stau prin frig. Da. N-au venit cu soluții. Bun. Și acest ministru trebuia să plece de foarte mult timp. Și nu înțeleg de ce, dar eu nu înțeleg de ce liberalii țin în spate. Au resurse umane de calitate. Niște lucruri oneste despre prestația acestui guvern. Nu să ni se spună am trecut împreună, am rezolvat. Zici că sunt niște daturi. Am trecut, am văzut. Nu se poate.
s-au rezolvat toate. Bun, ne întoarcem în câteva momente și discutăm despre propunerile care se bat cap în cap venite de la cele două jumătăți ale coaliției PNL și PSD, că dincolo de evaluarea miniștrilor, poate că în coaliție ar trebui făcută și o evaluare a pozițiilor pe care le stă fiecare partid, apropo de stabilitate și armonie și înțelegere. Rămâneți cu noi! Da, discutam aici la Actualitatea ceva mai devreme despre evaluarea făcută, sau mă rog, nu prea făcută de premier miniștrilor, dar poate că ar trebui să vorbim și despre evaluarea partenerilor de guvernare în logica asta, având în vedere că PNL are premierul, dar PSD pare că are grijă să facă agenda în fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi. Păstrarea cotei unice sau înlocuirea acesteia cu un impozit progresiv au generat dispute aprige în coaliția de la guvernare. PNL acum pune piciorul în prag și spune că nu există varianta impozitului progresiv. De ce? Pentru că acest lucru e prevăzut în PNRR. Potrivit unor surse liberale, România este obligată să aplice cota unică fără discriminare. Astfel, conform Programului Național de Redresare și Reziliență convenit cu Bruxelles, țara noastră trebuie să elimine toate excepțiile și privilegiile pentru diferite categorii sau domenii economice și să aplice cota unică în același procent tuturor tipurilor de venituri. Și nici de cum să se renunțe la cota unică așa cum dorește PSD. Chiar săptămâna trecută, Marcel Ciolacu a lansat un nou atac la adresa partenerilor de coaliție din PNL pe tema cotei unice. El spunea că PNL trebuie să iasă din zona de sloganuri cu privire la distrugerea mediului de afaceri prin creșterea taxării și a oferit același vechi argument, potrivit căruia așa e la alții. Anterior, premierul și președintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat în repetate rânduri că nu vor fi modificări în ceea ce privește cota unică și că nici taxele aplicate companiilor nu vor fi crescute. Pe de altă parte, legat de supraimpozitarea pensiilor speciale, liberalii țin să sublinieze că nu s-au opus niciodată unui astfel de proiect. Doar că, după cum spun surse din partid, premierul încă așteaptă de la Adrian Căciu, ministrul finanțelor, să vină cu un plan concret pentru ca pensiile speciale care depășesc salariul președintelui României să fie supraimpozitate. Da, și aici o să apelez din nou la domnul Stroie. Acum, după tot ce am văzut noi în ultimele săptămâni, domnule deputat, cum poate fi evaluată poziția asta a PSD-ului, care e și la putere, e și în opoziție, spune că unele măsuri ei le-ar fi făcut mai bine, vezi povestea cu compensarea la benzină de care am vorbit mai devreme, că nu asta e varianta cea mai bună, că ei aveau alta, că o să intervină, să dreagă ei lucrurile dacă lucrurile o să meargă prost. Adică, până unde? Până când? Aș feri să fac aprecieri în legătură cu declarațiile politice sau cu anumite mesaje care au fost transmise în ultimul timp. Cel mai important lucru este agenda comună și decizia care s-a luat. Eu nu cred că PSD sau PNL se poate disocia de anumite decizii care au fost discutate, poate negociate, analizate, bineînțeles, cu argumente de o parte și de alta și, bineînțeles, asumate. Acum suntem împreună la guvernare, tot ceea ce decidem și asumăm, indiferent că e vorba de lucruri pe care, lucruri care ne avantajează sau nu. Cota unică de impozitare, știți bine că e un principiu la care ținem enorm. De altfel, unul dintre lucrurile de bază ale economiei spune că nu poți face dezvoltare prin taxare mărită. Există într-adevăr țări care practică taxarea progresivă, care practic redistribuie și reașează bunăstarea, dar ele au ajuns la un anume nivel la care noi doar tindem în momentul de față. Cota unică de impozitare a generat foarte mult apetit pentru investiții în zona economică privată. Cota unică de impozitare, într-adevăr, a fost, cum spunea și ceva mai devreme, unul din criteriile după care s-au planificat, negociat, stabilit și simulat toate evoluțiile legate de banii din PNRR, cea mai importantă sursă de investiții în România. Cota unică de impozitare a generat, numai anul trecut, sper să nu greșesc cifrele, dar mai bine nu le avansez, un interes enorm privind investițiile străine în România. Cred că e o creștere de peste 30% față de anul trecut și o dorință de a retehnologiza și de a aduce noi tehnologii în România din partea lor, lucru care, evident, se face doar în condițiile unei stabilități fiscale. Așa că un termen mediu pentru toți acești investitori cu care s-a stat de vorbă, s-a dialogat, reprezintă cel puțin o perspectivă de 3-5 ani de zile. Lucrurile acestea sunt mai mult decât limpezi, clar și bine definite când vorbim de fiscalitate în România
Și acum nu poți în numele unei ideologii sau în numele unei viziuni care definește, eu știu, doctrina ta politică, să aplici rețeta asta fără a ține cont de contextul economic pe care îl păstorești în propria țară. Așa că da. Cota unică de impozitare rămâne și nu vom introduce niciun întrebarea fel de suprataxă. Întrebarea e ce se va da la schimb ca să rămână cota unică de impozitare și asta o să ne numim zilele astea când se discută măsurile fiscale. Știți... Vreau să întreb pe domnul Zaisler dacă pe vremea când USR era la guvernare cu PNL, cum ar fi arătat să facă USR-ul jocul ăsta de a puterea și opoziția în același timp pe care îl face PSD-ul acum? De ce nu v-a trecut, domnule, prin cap să faceți același lucru anul trecut? Pentru că noi ne doream ceea ce scria în programul de guvernare, o reformă profundă a statului român. Dar să știți că toată discuția asta... Poate erați bine mersi în coaliție și acum. Sau nu? Dacă se întâmpla și de partea cealaltă să existe o dorință privind reforma profundă a statului român, dar nu s-a dorit, s-au dorit tot numiri politice în justiție, tot risipiri de bani prin PNDL 3, asta deja e istorie, se știe. Revenind, cota aceasta progresivă e doar o discuție, să știți, e praf în ochi, ea nu se va întâmpla. Ne-a spus asta și misiunea femeii în România, ne-a spus, dacă doriți impozit progresiv, nu aveți capacitatea ca stat să o faceți. De altfel, haideți să vedem. Impozitul progresiv despre care se discută s-ar aplica veniturilor din salarii. România și în România, mari bogătași, nu s-au îmbogățit din salarii, da? S-au îmbogățit din afaceri cu statul. Vezi podul căzut al domnului Arsene. Și despre asta n-am auzit prea multe din partea PSD-ului, cum recuperează banii de asemenea afaceriști și, după cum ne-a spus în mai mulți ani Comisia Europeană, știm și noi în România, o treime din TVA-ul care ar trebui să ajungă în bugetul țării nu ajunge acolo. E fraudă la nivel mare. Peste 7 miliarde de euro. Din cota progresivă, cât o să încaseze în plus dacă se va aplica așa cum visează dânsii? Câteva milioane de euro în plus, dar 7,4 miliarde de euro, despre asta nici nu se discută în spațiul public. Vedeți, de asta spun că e doar o perdea de fum, o discuție care acoperă o gaură mult mai mare și o problemă mult mai mare și nu de azi de era statul tău. Ciprian Purice, e pe bază de șicane, de popularitate, de adunat capital electoral, pe bază de ce e toată discuția asta dinspre PSD? Mai întâi să-i dau un răspuns domnului Zaisler. Are dreptate că noi colectăm undeva la 28% din TVA, cea mai mică rată de colectare din Europa, medie undeva la 40%. Însă, să știți, domnule Zaisler, că în Europa s-a rezolvat mare parte din evaziunea fiscală din domeniul construcțiilor fix cu impozitarea progresivă. Pentru că o zonă mare de evaziune fiscală sunt construcțiile în domeniul privat. Adică își face omul o mică casă, își renovează un apartament și își cumpără materiale de construcții la negru. În momentul în care statul i-ar da deducere fiscală, când vine cu facturile pentru îmbunătățirea locuinței, pentru tratamentele medicale, pentru o groază de alte lucruri unde colcă evaziunea fiscală, atunci ar scădea și acest fenomen și ar colecta statul mai mult. Doi, discuția despre cota unică și impozitarea progresivă cred că trebuie să fie și o discuție de principiu. Adică unde vrem noi să ne situăm? Toată lumea civilizată, de la Tokyo până la Vladivostok, dacă vreți, în orice direcție am luat-o, are cotă progresivă. Cotă unică mai au doar fostele colonii din Africa. Cota unică în România și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. A fost bună pentru perioada de tranziție, pentru atragerea sălbatică de capital străin. Acum nu trebuie să atragem capital străin cu orice preț. Nu trebuie să mai avem comportament de colonie, de Africa. Trebuie să înțelegem că putem, avem capacitatea și să ne vindem scump. Deci, într-adevăr, statul român nu are capacitatea de a impune acum niciun fel de cotă progresivă. Trebuie digitalizat ANAF, trebuie integrate bazele de date. Dar, la nivel de principiu, trebuie să tindem la această impozitare progresivă, fiindcă nu se poate altfel. Un stat modern, un stat puternic are nevoie de bani. Vă repet încă o dată, depinde unde vrem să ne situăm. În fostele colonii africane care au cotă unică sau în lumea civilizată din Europa unde absolut toată lumea are impozitare progresivă. PSD-ul știe cât de important e pentru PNL cota asta unică și șicanează ca să negocieze, ca să șantajeze, ca să obțină ceva la schimb sau pur și simplu de dragul de a arăta că ei știu mai bine? Cred că la fel ca și mine toți românii văd acest ping-pong politic între cei care ne guvernează. Ce fac PSD și PNL? Comunică cu propriul electorat,
și își pun propria agendă în zona poate de comunicare. Așa se menține relația, domnule Sibionca, așa eu, se menține stabilitatea atât din, de dragă domnului premier. Noi cei din PMP am fost împotriva acestei impozitări progresive, noi susținem cota unică și vă dau un simplu exemplu. Un medic care a stat 14 ani pe băncile facultății, da? A fost la școală, s-a educat, a investit mult timp ca să ia un salar, cât de cât, 2000 de euro, 3000 de euro, pentru că ia un salariu mai mare, pentru că s-a pregătit, pentru că este bun într-un domeniu, trebuie sancționat. Asta e impozitarea progresivă. Îl sancționez pe cel care e pregătit într-un domeniu. Mie mi se pare că aceste măsuri sociale, care nu se vor aplica la noi, nu sunt altceva decât, cum spunea domnul Zeidler, praf în ochii românilor, un bambilici politic, un ping-pong, pasează mingea de la unii la alții și acoperă într-adevăr adevăratele probleme și adevăratele necesități ale românilor. Dacă ar fi așa, grea... domnule Simionca, înseamnă că nu s-ar face nicio modificare, totul e o glumă și o discuție, doar că noi știm ce fome de bani la buget este subiecte, și bănuim că una, și, două, și, trei, cinci modificări să vor face. Să știți că cei care construiesc case, domnule Purice, nu sunt cei care fac evaziune fiscală. Cei care importă fructe și legume, ăia fac evaziune fiscală. Cei care vând tabac, cei care vând alcool, acei sunt mari evazioniști. Un om care își face o casă și își cumpără niște lemne de la un bazic într-o localitate, ăla nu face evaziune fiscală. Bun. Trebuie să vedem cei care fac mare evaziune fiscală. Ne s-a promis că măsurile astea, eventualele modificări, intră în transparență decizională zilele astea. Deci o să fim cu ochii pe ele. Ne întoarcem în câteva momente. După publicitate, vedem ce e cu ieșirea intempestivă de astăzi a ministrului Sănătății, domnul Rafila, care a început să ne vorbească de mii și mii de cazuri noi de COVID în viitor apropiat, despre ce e vorba, pe ce se bazează calculele, imediat. Rămâneți cu noi!